După ce au fost deconspirați trolii, regimul a trecut la metode mai primitive. Pediștii au fabricat un video și poze prin care încearcă să demonstreze că eu sunt lesbi. Eu nu sunt nici în video și nici în acele poze. Nu sunt lesbi și n-am fost niciodată, spre regretul trolilor și a stăpânilor lor discriminatorii. Mai mult decât atât, e o minciună prost fabricată. Acest video este filmat în orașul München, în care eu nu am fost niciodată. Minciuna asta și altele nu sunt îndreptate doar împotriva mea. Ele sunt, în primul rând, îndreptate împotriva cetățenilor care urmează să ia o decizie importantă peste câteva zile. O decizie care va determina viitorul nostru al tuturor. Regimul vrea ca cetățenii să ia această decizie în baza minciunilor. Cât mai multe minciuni și cât mai de ochiate. Mă adresez exponenților regimului. Știu că vă este frică de mine. Știu că vă este frică de noi, de cei din acum. Trebuie să vă fie frică, pentru că ați comis nenumărate fără de legi și veți răspunde pentru aceste fără de legi. Vă întreb însă până unde sunteți gata să mergeți.